Salutare trupă, astăzi un video nou ce îmi pregătesc două mese, ambele sunt cu orez și aici am pregătit 300 grame de somon cu o cutie de sos de roșii. Cele 300 grame de somon le împart în două, 150-150 de grame, avem proteină, grăsimi și sosul de roșii pentru a merge mai bine cu orezul, pentru că este destul de sec. Complex de vitamine, minerale, micul dejun a fost fulgi de ovăz cu proteină, vitaminele și minerale de la All Nutrition pe care le folosesc. Vitamina C, în această perioadă am crescut la 3 grame pe zi. Magneziu și vitamina B6. Acest magneziu are 5 forme de magneziu. Așa. Și creatina, care o iau în timpul antrenamentului și în timpul antrenamentului și după antrenament. Și ce mai avem aici? Complexul acesta de articulații pe care o folosesc, 4 tablete pe zi. Am trecut de la colagen la acesta, să mai schimb. Și cam atâta. A, da. Avem șoturi noi de la All Nutrition Loco. Avem 4 modele, aici am doar 3. Să le încercați, intrați pe site allnutrition.ro și folosesc codul meu de reducere, dăm și 20. Și bineînțeles, veți beneficia de o reducere. Sunt destul de bune la gust și sunt pentru, sunt care au cofeină, sunt care nu au, sunt care au aminoacizi, sunt care au, ce mai au, mai mult pentru pompare, arginină, deci le puteți proba și vedeți care vi se potrivește cel mai bine. Și împărțeala a fost făcută. Aici avem 300 grame de orez cu 150 de somon, 250 grame de orez cu 150 de somon, o banană. Da, și am uitat să vă zic de vitamina D3, foarte importantă în această perioadă, pentru că vine frigul și soarele se tot mai puțin și este o vitamină super importantă pentru a ne simți mai bine și ca organismul să-și facă funcțiile așa cum trebuie. Vitamina D se supranumită și vitamina soarelui. Atunci când ai o deficiență vitamina D, începe să scadă părul, stări psihice proaste, stai prost cu libidoul, cu potența, apar dureri de oase, de dinți. Acestea sunt câteva forme prin care se manifestă lipsa de vitamina D. Deci este foarte important să suplimentați cu vitamina D în această perioadă. Când este mai puțin soare, vine iarna, așa evitați să aveți un sistem imunitar mai scăzut, să vă răciți și să vă simțiți rău. Vine vorba și de vitamina C, că ziceam că a mărit doza. Merge foarte bine în combinație cu vitamina D3, vitamina C, calciu, pentru a absorbi mult mai bine calciul în oase și în articulații. Dar toate acestea trebuie să combinați cu vitamina K2. Dacă nu se combină cu vitamina K2, tot acel calciu se va depozita și în alte țesuturi, cum sunt țesuturile moi, deci se poate depozita pe artere și apar probleme cardiovasculare. Și această combinație o să vă ajute și la întărirea articulațiilor. Vitamina C ajută și la întărirea articulațiilor, a formarea de colagen în articulații, peste care se depun mineralele. Deci un nivel mai mare de vitamina C este foarte benefic. Bineînțeles, toate acestea în combinație cu vitamina D, care ajută la o mult mai bună absorție a calciului, dar trebuie în combinație cu vitamina K2. Vitamina D, vitamina C, calciu și K2. O combinație ideală pentru a avea o imunitate mult mai puternică, a evita anumite probleme, a întări articulațiile, a avea un colagen în articulații.
Deci foarte multe beneficii. Iubi, ce faci? Mă mănânc tortul, e ziua mea. Mai ai încă un tort. Mai ca de ziua mea. Da. Ți-a plăcut la pedicură? Da. Da? Ai avut zi de râs față astăzi? Da, îmbătrânesc. Încă un an s-a dus. Oare în ce o să reîncarnez? Într-o pisică. Într-o pisică, iubi. Mi-a făcut aici păpucă, somon cu sos de roșii. Ce bine arată. N-am putut să mânc orezul ăsta, că tare sec. Deci așa așteptă-te ziua la umbră, așa la cer. Te și ajută vremea. E plăcut afară? Am dat zic un soare. Trebuie să mă antrenez. Ați face muză de tâță. Și păr mă pare, nu dau mea în cap. Cred că ar trebui să dai o tură pe la salon. Roz, așa o să mă fac și eu când o să fiu bătrână. Ăla-i mov. Mov, mă fac în cap. Permanent mov. Dezastru. Hai, papă. Papă, că după aia vine tortul. Surpriză. Și aici am pus workout-ul. Wow! Wow, ce tort ai! Un tort fără zahăr. E un tort fără zahăr, da. Într-adevăr, e fără zahăr. Fructe de pădure, antioxidanți. Asta e iaurt, cred că. Da. Mă, ce bine miros. Ce zici, să iei o mușcătură din ele? Hai! Dacă mă îngrași. Hai! Bun? La mulți ani, iubii meu. Da, ca de ziua mea. Bătrânesc. Acesta e post-workout-ul. Mai beau proteină. Pentru că am renunțat la asta. Azi. Azi că e ziua ta. Și mai mâncă cartofi cu piept de pui, 200 grame de brânză de aproteică. Ce mult! Mult, așa. Și cam atâta. Să avem cartofi iurii. Un chel de cartofi. Da. Bun, cam asta cu video-ul, ne vedem în următorul video și video-ul se va termina așa, uite, în continuare. Ok, asta. Da, scurăște-l aici, îți bani, vezi că se sparge. Dispun încet. Da, nu sens. Nu cred. Am crezut că mi-l aduci la nuntă. Hai de capul meu. Albumul meu cu Pokémon. Ca să nu se vadă adresa. Ba, eu nu știu cum a ajuns asta la tine.